Maria Dunări Naționale ar putea fi blocată săptămâna viitoare. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport auto-organizează o acțiune de protest în ziua de 25 noiembrie. O notificare privind desfășurarea manifestației a fost depusă la primăria Chișinău. Organizatorii spun că la protest urmează să participe în jur de 100 de șoferi de autobuz. Aceștia vor rămâne în mijloacele de transport respectând măsurile sanitare. Iar în fața presei vor ieși doar 15 participanți care vor păstra distanța de 2 metri unul față de celălalt. Operatorii din domeniu au solicitat acum o lună majorarea tarifelor la călătoriile cu transportul de pasageri. Drept reacție, ministrul infrastructurii Andrei Spânu a declarat că transportatorii cer dublarea tarifului, dar el nu va aproba nicio solicitare în acest sens până când aceștia vor prezenta calculele argumentate.